Doamnelor și domnilor, stimați oaspeți, pani palovne, dorogi gosti, stimați oaspeți din Ucraina, dorogi gosti z Ucraine, din Republica Moldova, z Republica Moldova, și din România, z România. Dacă la poarta prieteniei din parcul Olga Kobilanskaya era o zi de sfârșit de toamnă, так як біля воріт дружби була днина при кінці осені. Iată că la Casa de Cultură recent renovată e vară. Astăzi у нас в культурному домі є літо. Și suntem aici, așa cum vă spuneam și în parc, să o comemorăm și să o sărbătorim pe cea care împlinește astăzi 150 de ani de la naștere. Ми сьогодні присутні, щоб вшанувати Ольгу Кобилянську, в якої народження є 150 років. Și sunt sigur că de acolo, din ceruri, va auzi aplauzele dumneavoastră. Я думаю, що Ольга Кобилянська на нас почує ваші оплески. Doamne și domnilor, bună ziua, dobrý den, bine ați venit astăzi la Gura Homului, este un moment absolut important. Шановні пані, панове, добрий день, ласкаво просимо вас на цю подію. Moment pe care am fericirea să-l trăim împreună cu dumneavoastră, oaspeți din Cernăuți, din Hotin, din Rezina, din Suceava, din Siret, din acest spațiu atât de frumos. Ми разом тут з України, з Чернівців, з Румунії, спілкуємося і будемо вшановувати разом Ольгу Кобилянську. Și am avut împreună ocazia să marcăm acest moment important, 150 de ani de la nașterea Olgii Kobilanskaya. І ми маємо нагоду разом вшановувати нашу письменницю. Am avut în egală măsură posibilitatea să vedem aici, în această expoziție documentară, imagini din trecut și din prezent. Ми мали змогу побачити і відвідати експозицію майбутнього, теперішньої доби і минулої. Am văzut cu toții cum a crescut aici, în Gura Homului, acest spațiu urbanistic important, de la un copac sădit, de la o piatră de temelie. Astăzi suntem în măsură să vedem și o poartă româno-ucraineană. Ми можемо побачити, як починаючи з одного дерева, вирос комплекс вшанування письменниці Ольги Кобилянської тут у місті Гора. Și cred că astăzi avem cu toții șansa să memorăm, să trăim, de fapt, un destin poetic și de viață al Olgii Kobilanskaya, cea care a trecut prin episoade foarte dificile, a prins și perioada austro-ungară, a prins și Bucovina lipită României, a prins și războiul mondial, parte din el. Побути разом з Ольгою Кобилянською в її складнім життям, тому що Ольга Кобилянська була і в добу Австро-Угорщини, в добу румунського періоду України і на початок Другої світової війни. Și practic acest destin poetic al Olgii Kobilanskaya e de fapt destinul și al Bucovinei. O zonă zbuciumată care întotdeauna s-a lovit de dificultăți majore istorice și iată că și astăzi traversă momente complicate, momente care de fapt ne schimbă destinul, dar sper ca această cale pe care Ucraina o alege să fie calea bună și ceea ce pot să vă spun este că noi suntem tot aici. Її складне життя, яке відбулося, відображається і на сьогоднішній день у цих подіях, які стосуються України. І ми думаємо, і маємо надію, що Україна зробить свій правильний вибір. Indiferent de ce se va întâmpla, suntem în continuare vecini, suntem în continuare bucovineni și cred că acesta este spiritul acestei zile importante când sărbătorim 150 de ani de la nașterea poetei Olga Kobilanskaya. Vă mulțumesc foarte mult! În primul rând, vă rog să-mi permiteți să urez delegaților din Rezina, Hotin și Cernăuți bun venit la Gura Homului. По-перше, хочу побажати ласкаво просимо і привіт делегаціям з України. Într-o zi cu dublă semnificație, pentru că și astăzi s-au semnat
aceste acorduri de colaborare între Rezina Potin și totodată Gura Humorului. Цей день важливий, тому що сьогодні не тільки вшановуємо Гукобелянську, але й підписали договір між повітом Сочава і районами з Чернівецької області. Și deodată să-mi exprim satisfacția că suntem împreună într-un moment important la sărbătoarea 150 de ani de la nașterea scriitoarei Olga Kobelanskaya. Și хочу сказати, що я дуже радий, що ми разом вшановуємо письменницю Ольгу Кобилянську. Anul 1863, an la care s-a născut scriitoarea aici în Gura Humorului. Рік 1863, рік, яким народилася письменниця Гура Хуморли. După ce în 1889 pleacă spre regiunea Cernăuți. 1889 році переїхала до Чернівців. Unde într-adevăr și-a conturat opera artistică în acea zonă. І вона там здійснилася як письменницю, як артистку пера. Opera artistică care, în mod evident, a depășit granițele Ucrainei. Її твори точно є цінні і вони переступили границі України. Iar experiența de viață și pregătirea pe care a primit-o aici, în Gura Humorului, în Suceava, și-au pus amprenta asupra operei sale. Я можу сказати точно, що життєвий досвід, який вона набула в Гура Хуморлуй, відбився в її творчості. Importanța operei sale, iată și astăzi, ne aduce pe noi aici astăzi împreună. Цінність її творів зібрала нас разом сьогодні. Ca acum 10 ani, când vârstul său a fost montat aici la Gura Humorului. Так само, як тепер 10 років, бюст Ольги Кобилянської був покладений в парк. Iar poarta prieteniei care de astăzi este aici la Gura Humorului dintre România și Ucraina, dintre Cernăuți și Gura Humorului. Починаючи сьогодні, ворота дружби, які закладені, награвані сьогодні, як символ дружби між Гура Гуморлуй і Чернівці, і між повітами Сучави і Чернівці. Ne obligă să întreținem aceste relații, aceste schimburi culturale între Ucraina și România. Ці події нас зобов'язують, щоб ми продовжували спілкуватися і продовжували розвивати наші стосунки. Pentru că avem mult mai multe lucruri care ne unesc decât cele care ne despart. Тому що у нас є більше справ, які нас єднають, ніж ті, що нас роз'єднують. Vreau să vă felicit pe toți pentru organizarea acestui eveniment important. Хочу вас привітати і погратулювати вас всіх за цю подію. Și să vă transmit un sfârșit de an liniște, tihnit și să ne bucurăm și la anul de această sărbătoare a scriitoarei Olga Kobelanskaya. І так як наближається і різдвяні свята, і кінець року, хочу вам побажати наступний рік, щоб був гарніший, кращий і щоб не на рік, щоб ми могли здобатися так само веселі. Дякую. Стимаці оспіс, дражі приєтін, шановне товариство, тут тепло в прямому і переносному розумінні цього слова. Стимаці оспіс, стимаці приєтін, а іч, кер модірект, істе калт, істе плекут. Я щасливий від того, що тут, на землі, де народилася Ольга Кобилянська, сьогодні, мабуть, що не менше людей, ніж там, де вона похована. Vreau să vă spun fericit să văd că aici, unde s-a născut Olga Kobelanskaya, sunt la fel de mulți oameni, sau poate chiar mai mult decât acolo unde am comemorat-o la mormântul ei în Cernăuți. Я підтримую те, що сказали
поважні керівники Сучевського повіту, і щасливий від того, що Ольга Кобилянська – це один з тих фундаментів, який справді нас об'єднує, робить нас зрозумілими один одному. Eu susțin ceea ce au spus stimații conducători ai Județului Suceava, pentru că Olga Kobelianska într-adevăr ne unește și ne împinge să dezvoltăm relațiile dintre țările noastre. Я абсолютно переконаний в тому, що Ольга Кобилянська єднає не тільки українські і румунські народи, вона єднає всю європейську цивілізацію. І про це свідчить те, що в Чернівецькому музеї видання її творів є десятком мов. Eu sunt convins că Olga Kobelianska nu unește numai poporul român și poporul ucrainean, ci unește toată civilizația europeană. În acest sens o să vă spun că operele Olgi Kobelianska sunt traduse în multe limbi. Ви, румунський народ і румунська держава, вже стала повноцінним членом Європейського товариства, а ми сподіваємося стати кандидатами в це членство. Dumneavoastră, poporul român, sunteți deja membri în Uniunea Europeană. Noi, deocamdată, dorim și sperăm să devenim candidați la aderare. Я хотів би ще багато сказати в цьому залі, але я розумію, що таких людей тут, крім мене, вистачає. Тому я щасливий, що ми сьогодні зможемо переглянути виставу, яку поставив Ботошанський театр за п'єсою Чернівецького драматурга, а ця п'єса написана за творами Ольги Кобилянської. Я щасливий, що післязавтра Чернівецький театр у місті Сіредічі, примар тут присутній, покаже теж одну із вистав за творчістю Ольги Кобилянської. Я хочу побажати нам усім, щоб ми мали якомога більше таких містків для спілкування, щоб це нам приносило велике задоволення і велике порозуміння. Дякую. Я сам бокурус, că pot să spun că astăzi sărbătorim pe Olga Kobelianska, o să putem viziona și piesa de teatru făcută de către Teatrul Mihai Eminescu cu dramaturgia domnul Vasile Dohi din Cernăuți, tradusă în limba română de domnul profesor Chirișciuc Ioan și susținută financiar de către Uniunea Ucrainilor din România, pe care o să o vedeți în, imediat după activitatea pe care o desfășurăm acum. Mulțumesc pentru atenție! Stimate domnul primar, stimate domnul prefect, stimate domnul președinte, Consiliul Județean, дорога делегація з України, пане Георгій Галиц, який очолює цю делегацію з Чернівецького університету. Мені дуже приємно, що приїхав з Києва мій колега, дипломат, перший проректор дипломатичної академії, пан Цілат. Стимаці інвітації, стимаці мембри делегації din Чернівці, стимаці домнули префект și домнули președинте al Consiliului Județean, am onoarea să mă adresez dumneavoastră și să vă spun că pe lângă oaspeții dragi, că sunteți, este și domnul prorector al Academiei Diplomatice din Chiu, un vechi prieten al meu, domnul З вашого дозволу я буду переходити з української на румунську мову. Будемо, довго вас тримати не будемо, і будемо робити імпровізацію з паном Бориславом. А я хочу саме цим продемонструвати те, що Україна і Румунія – це сусідні країни. Deci o să facem o improvizație, o să trecem de la limba română la limba ucraineană, în așa fel încât să vă demonstrăm că suntem uniți în cugetințe. Drujni країни, sosiedni країни, drujni країни. Suntem prieteni, suntem țări vecine. Наші народи хочуть жити в мирі. Poporile noastre doresc să trăiască în pace. В злагоді. În liniște, în bună înțelegere. Благополуччі і в бунастарі. І в Європі. І, бінецелесно, Європа. Європейському Союзі. Європейському Союзі.